O gospodărie din satul Basarabi, comuna Preutești, a fost cuprinsă de flăcări luni seară. La fața locului au intervenit pompierii militari ai detașamentului Fălticeni cu două auto speciale de stingere și o ambulanță smurd. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la un adăpost de animale cu pericol de propagare la întreaga gospodărie. Au ars anexa gospodărească pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, furaje și alte bunuri aflate în interior. De asemenea, s-au degradat pereții portanței construcției. Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un scurt circuit produs la un conductor electric neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată în urma unei acțiuni mecanice ori fizice. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul gospodăriei cu bunurile aferente.